Perioada 8-18 septembrie se desfășoară concursul de admitere pentru cele 50 de locuri alocate școlii militare de subofițeri jandarmi fălticeni, din care 5 sunt pentru femei. Școala a primit 126 de dosare depuse la unitățile jandarmeriei de către 111 bărbați și 15 femei. Ca și anii anteriori, cei mai mulți candidați sunt din județul Suceava, urmat de județele Botoșani, Vaslui, Bistrița, Năsăud, Neamț și Vrancea. Aproximativ 85% dintre candidați și-au exprimat opțiunea pentru limba engleză la proba de verificare a cunoștințelor. Sâmbătă, pe 8 septembrie 2012 și duminică, pe 9 septembrie, în intervalul 8-14, candidații se vor înscrie la concurs, iar duminică, la ora 15, va avea loc instruirea lor cu privire la desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere. Începând de luni, 10 septembrie, sunt planificate probele eliminatorii, conform graficului de desfășurare a concursului de admitere, afișat la vizierul unității, precum și pe site-ul www.jandarmeriafălticeni.ro. Examinarea medicală se va desfășura la sediul școlii, iar verificarea aptitudinilor fizice va avea loc pe stadionul Nada Florilor din Fălticeni. În urma acestor probe, candidații vor fi declarați apt, inapt și promovat-nepromovat. Pentru a merge mai departe, candidații au o singură șansă. Probele sunt eliminatorii și nu se admit contestații, repetări sau reexaminări. Doar candidații care au promovat probele eliminatorii vor susține proba de verificare a cunoștințelor, planificată joi, pe 13 septembrie. Pentru a fi declarat admis, candidații trebuie să obțină un punctaj de minim 40 de puncte din 90 posibile și să se califice în ordinea strict descrescătoare a punctajului obținut.